Salutare, dragi fermieri! Astăzi o să vă arăt 4 ponturi pentru o cultură profitabilă de castraveți. 1. Primul rând, mereu trebuie să avem să plantăm răsaduri sănătoase, libere de boli și dăunători. Astfel, un răsad bun ajuns la maturitate de plantare trebuie să aibă între 35-40 de zile. 2. Înainte ca răsadurile să fie aduse în spațiul protejat, trebuie să dezinfectăm acest spațiu, atât solul cât și structura metalică. De aceea, noi, pentru structura metalică, folosim substanța activă formaldehidă 37% și totodată, pe suprafața solului, vom pune acest agrotextil alb sau negru, care ne va ajuta în timp cu tot ceea ce înseamnă energie și reducerea totodată a forței de muncă, care are durata de viață între 6 și 10 ani. 3. Deoarece plantele trebuie să se dezvolte, au nevoie de apă și de nutriție, de aceea avem instalat acest sistem de fertilizare automatizat de tip click-tip cu tub capilar, cum se vede și aici, unde plantele vor beneficia de apă și de nutriție cu doză optimă în funcție de faza de dezvoltare a acestora. Și totodată 4, pentru că plantele noaptea degajă dioxid de carbon și acesta trebuie eliminat din spațiul protejat, avem nevoie de un ventilator cu flux de aer de 5300 de metri cub per oră, care va înlătura tot acest dioxid de carbon din spațiul protejat și va regla totodată umiditatea din acest spațiu. Așadar, până data viitoare, să aveți spor și culturi bogate tuturor! Descoperă hibridul de castravete Prut, recomandat de producători. Și gospodinele îl adoră. Acum și la plicuri de 50 și 100 de semințe. Doar de la hectar.